V-am tot spus eu aici la emisiune că Florin Câțu va rămâne așa, ușor în afara cărții de istorie. Am fost răutăcios, dar puțin, foarte puțin. Omul a trecut un pic pe la Palatul Victoria, un pic pe strada Modrogan, iar acum gata, așa, încheiat misiunea, dăm fila cărții de istorie mai departe. Eu nu înțeleg ce se întâmplă astăzi în politică. Avem președinți care parcă sunt sezonieri, parcă sunt la cules de căpșuni. I s-a întâmplat și lui Dacian Cioloș, a fost schimbat după vreo 5 luni de la conducerea USR, acum i se întâmplă și lui Florin Câțu, ales în septembrie și demis în aprilie. Este foarte amuzant de privit ceea ce se întâmplă în politică și mai ales de privit fețele celor care îl țineau în brațe pe Florin Câțu în urmă cu câteva luni, iar în prezent se fac că nu îl mai recunosc, dar ăsta este modul foarte cameleonic de a fi politician. Până la urmă, între meseria de politician și cea de actor, diferențele sunt foarte mici, cu mențiunea că actorii mi se par mai sinceri. Bine v-am găsit, sunt Ionel Lespuc, urmăriți Actualul Regional Politic în direct și pe Facebook. Vom discuta astăzi despre ce se întâmplă în PNL, dar nu numai. Invitatul meu este analistul politic Leonard Horvat. Vom avea însă prin Zoom sau prin Skype sau prin telefon diversi invitați de la PNL, foști în PNL sau de la partenerii de guvernare ai liberalilor, cei din PSD. Îl salut acum pe Leonard Horvat. Mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a veni la emisiunea politică de la TVR. Bună seara și bine v-am găsit. Cum vi se pare situația aceasta cu Florin Câțu, ales în septembrie și care își dă demisia în această lună, aprilie, deși mi se pare că mai degrabă un om care își dă demisia ca să nu fie dat afară? Situația lui Câțu era previzibilă din septembrie, deci nu este o situație ceva nouă. Toată lumea se aștepta ca Florin Câțu să plece din fruntea PNL-ului. Pe de altă parte... Dar de ce atât de repede? Adică e o poziție sezonieră? Suntem la cules, de mere, de pere? Ce facem? La momentul septembrie, când Florin Câțu a fost ales președinte al Partidului Național Liberal, era o soluție de compromis la vremea respectivă, pentru că era o tabără foarte bine conturată. Cer scuze, de către Ludovic Orban în partid. Nicio problemă, beți un pahar cu apă și este în regulă. De altfel, suntem în direct prin telefon cu Alin Fișe și profităm de moment ca să vorbim cu vicepreședintele la nivel național al liberalilor. Vă salut, domnule Tișe. Bună ziua, vă salut cu respect. Domnule Tișe, nu e prea repede, nu vine prea repede congresul acesta în aprilie după septembrie? Da, pentru unii da, pentru alții nu. Depinde de în ce unul primiți problema. Păi, sigur, pentru Florin Câțu e mult, mult prea devreme, dar așa a fost el ales, să stea 6 luni în funcție? Adică, nu știu, e o poziție, cum spuneam aici, sezonieră? Era filmul ăla, știți? N-a dansat decât o vară, dar în cazul lui Câțu e pe iarnă. Aveți dreptate. Probabil că pentru el este mult prea devreme. Poate că pentru alți membri de partid care... n-au dorit să fie președinte și nu au crezut în el, poate e prea mult. Pentru cei care au avut anumite așteptări de la conducerea partidului în această configurație, la fel pentru unii mult, pentru alții puțin. Dar nu asta este părerea mea, esența. Esența problemei este aceea că atunci când un partid nu funcționează bine și lucrurile nu merg conform așteptărilor, e nevoie de o resetare și de o nouă repornire a unui partid. Da, să știți că aici voiam să vin. Ce nu a funcționat în aceste luni? Ce anume îi se impută lui Florin Câțu? Nu e vorba de a imputa cuiva, pentru că eu nu sunt judecător sau așa să împart dreptatea în partid. Eu pot să vă spun din punctul meu de vedere ce așteptări am avut de la partid care guvernează în același timp și ceea ce nu s-a întâmplat în acest partid după venirea lui Câțu, deși știți prea bine că am fost unul dintre cei mai vehemenți critici al lui Orban și mi-am dorit ca anumite lucruri pe care partidul le făcea în vremea conducerii lui Ludovic Orban să nu se întâmple în conducerea altei persoane. Dar știți ce, domnule Tișe, nici nu v-ați afișat la Electric Castle cu domnul Câțu. Până asta sunt chestiuni care pentru noastră ca jurnaliști pot să aibă importanță. Pentru noi ca politicieni care facem parte dintr-o echipă, la bine sau la greu, trebuie să ne asumăm aceste lucruri. Nu, asta este problema. Dacă ar fi aș fi fost în oraș și m-ar fi invitat să particip sau eu l-aș fi invitat să participe, probabil că și eu v-aș fi dus la Electric Castle, dar
Nu a fost, pur și simplu. Nu asta, problema noastră este asta. Eu aveam alte așteptări de la acest partid odată ce a venit o nouă echipă și, în primul rând, am așteptat o echipă care să fie mult mai responsabilă cu guvernarea. Un partid care să pună pe primul plan guvernarea și nu împărțirea de posturi, nu bătălia pe ministere, nu mutarea unui om de la un minister la alt minister. Adică aceste partide pe care noi de care tot vorbim, ele nu trebuie să fie captive la un grup de oameni sau la o persoană. Pentru că ele, dincolo de un nume sau alt nume, ele trebuie să continue. Viața de partid continuă. Acest partid nu e pe persoană fizică al lui Câțu, al lui Orban sau al lui Tișe. Dacă rămânem într-un partid, ne regăsim aici și înțelegem cu toții că avem de făcut ceva pentru țara asta. De un an guvernăm. Spuneți-mi mie ce anume a făcut guvernarea. Eu cred că de vreo doi guvernați, da. Să nu uităm și perioada cu domnul Ludovic Orban. Vorbesc de noua, aproape de un an, noua configurație a partidului. Da, să presupunem că acea perioadă am criticat-o și am dorit o schimbare. Eu, ca președinte al Consiliului Județean, am multe obligații față de clujeni. Pentru că am fost votat în fața lor cu aceste promisiuni. E bine, așteptam să se dea drumul la PNDL 3, să se dea drumul la Salini, să se dea drumul la PNRR, să se dea drumul la finanțările de energie regenerabilă, să se dea drumul la multe, multe proiecte pe care un guvern trebuie să le facă. Dar acest guvern are susținerea politică a unui partid. Dacă partidul nu guvernează bine, este și responsabilitatea conducerii acelui partid. Da, domnule Tișe, nu vă pot contrazice aici. Pare că foarte multe lucruri nu funcționează așa cum trebuie. Lumea s-a convins de asta și în momentul în care, de exemplu, la transmisiunea din Parlament cu Volodymyr Zelensky, omul nu s-a auzit vorbind. Era un moment istoric și nu s-a auzit vorbind. Până la urmă, oamenii puși în funcții pare că sunt puși pentru că sunt prieteni cu cineva, nu pentru că sunt competenți. Și acolo s-a văzut cel mai clar. Aveți dreptate și eu am același sentiment câteodată când mă uit la anumite persoane numite în funcții de secretar de stat sau în alte funcții de responsabilitate și când aud că vorbesc prostii și nu stăpânesc subiectul, realmente am același sentiment ca și dumneavoastră și vă întreb de ce și cum mai putem merge noi să cerem votul oamenilor câtă vreme promovăm în astfel de funcții oameni care nu pricep subiectul. Știți care e diferența, domnule Tișe? Îmi cer scuze. Noi suntem aici jurnaliști și criticăm, vedem din afară lucrurile. Dumneavoastră sunteți în interior, aveți și funcție, sunteți vicepreședinte. Da. Mă gândesc că aveți o putere mult mai mare de a schimba lucrurile de acolo de unde vă aflați. Acest lucru îl facem. Faptul că s-a reușit schimbarea lui Ludovic Orban, care transformase partidul în moșie personală și numea oameni prin Consiliul de Administrație doar dintre prietenii lui, nu punea oameni competenți pentru simplu fapt că trebuia să-și asigură o susținere, a schimba doar scaunele, ai luat scaunul de sub fundul lui Orban și l-ai pus sub scaunul, l-ai pus sub fundul lui Câțu. Asta nu înseamnă că partidul s-a schimbat în profunzime. Dacă Florin Câțu nu a înțeles asta și nu a aplicat ceea ce noi aveam ca așteptări de la el, atunci partidul merge mai departe, se resetează și vine în fața lor cu alți lideri. Dacă nu vor fi capabili, vor pleca și aceștia. Timpul nu mai are răbdare cu noi, credeți-mă. Eu nu mai am răbdare cu partidul, dar oamenii care se uită la noi și așteaptă rezultate palpabile. Domnule Tișe, Nicolae Ciucă este soluția, generalul Ciucă este soluția pentru preluarea președinției PNL în acest moment? În acest moment, majoritatea organizațiilor județene din țară au considerat, prin vot democratic, că este o soluție în acest moment, domnul Ciucă. Nu vă faceți că nu înțelegeți, pe dumneavoastră vă întreb, cu Alin Tișe vorbesc. Da, cu mine. Eu am votat această moțiune astăzi, considerând că este o moțiune care poate să aducă o nouă ordine în partid, o disciplină, o maturizare a oamenilor care trebuie să aplice un program de guvernare, cu toate neajunsurile persoanei respective care nu are experiență politică, care nu are probabil în sânge chestiunea cu jocurile politice. Cred că poate cu disciplină și cu un program foarte clar, poate să facă mai mult decât au făcut toți cei dinaintea lui. Și ducând mai departe întrebarea, este Nicolae Ciucă cel mai bun candidat al PNL pentru funcția de președinte în 2024? Pentru că poziția în care l-așezați acum este exact cea din care poate să ajungă acolo. Este foarte simplu și aici. Partidul a stabilit printr-o decizie mai veche că în 2023-2024 va stabili candidatul la președinția României pe cel mai bine clasat dintre membrii de partid. Că este domnul Ciucă, că este domnul Bolojan, că este domnul Flutur, că este domnul Boc, că este domnul Alin Tișe, că este domnul câte nume vreți dumneavoastră, cel mai bine clasat, așa spune decizia partidului mai veche, că partidul va susține
persoana cea mai bine clasată cu cel mai mare potențial de creștere în rândul electoratului românesc. Ca atare, nu astăzi stabilim asta. Este mult prea repede, e prematur să spunem dacă domnul Ciucă va fi candidatul potrivit, perfect, să funcție. Dar nici nu putem să stăm să doarmă partidul și să-l îngropăm în 2 ani pentru simplul fapt că acum 6 luni am ales pe cineva și cum să-l schimbăm. Nu putem face asta, pentru că peste 4 ani degeaba mai mergem în alegeri. Peste 3 ani, pentru că ne vom duce în alegeri și oamenii vor arunca în noi cu roșii și ne vor spune să mergem acasă. Deci, cel mai bine clasat în anul 2022-2023, așa există o decizie a partidului, că va fi susținut pentru a candida la președinția României. Vom vedea cine este acela. PNL-ul are mulți oameni valoroși, fie că vorbim de oameni de administrația locală, fie că vorbim de oameni de administrația centrală, și este firesc să fie așa, e firesc să există o competiție. Mi-aș dori să putem alege între 10 oameni foarte buni, să-l alegem pe cel mai bun. Mă înțelegeți? Eu vă înțeleg, dar la alegerile de anul trecut au fost doar 2 și s-a dovedit că niciunul nu era ce trebuia, sau cel puțin asta spuneți dumneavoastră acum. Dar pe finalul discuției aș vrea doar să vă întreb despre știrea zilei, faptul că doamna Elena Udrea a fost a dumneavoastră colegă de partid, a fost condamnată și apoi a plecat din țară și a fost recuperată din, sau urmează, mă rog, sigur, să fie recuperată din Bulgaria. Am văzut și eu la televizor, înțeleg că e o decizie definitivă, executorie. Practic, ce să comentăm la o hotărâre judecătorească definitivă? Nu mă refer la hotărâre, mă refer la persoană. La Elena Udrea, care a plecat din țară, că asta s-a întâmplat, probabil tot cu vreo destinație de asta maritimă, cum să-i spunem. Da, înțeleg din ultimele știri că ea, de fapt, a plecat înainte de a exista hotărârea și că în cursul zilei de astăzi a fost identificată în Bulgaria și este în drum spre România. Așa am înțeles din știrile din ultimul moment. Da. Ce să comentăm noi? Nu avem ce să comentăm decât să luăm act de decizie a instanței și să acceptăm că justiția se face prin instanțele abilitate și să acceptăm sentințele date de instanțele competente. Nu am eu ce să comentez, pentru că în niciun fel eu nu pot influența decizia și nici nu mă hazardez ca un politic să comentez și să critic sau să apreciez o hotărâre judecătorească. Domnule Tișe, mulțumesc tare frumos pentru intervenția din seara asta de la TVR Cluj. Da, mulțumesc și eu, vă doresc o emisiune plăcută. O seară bună. Leonard Horvat, ne-am întors în platou, l-ați auzit pe Alin Tișe. Practic ne spune că Ludovic Orban era vătaf peste partid și a venit Câțu, care a preluat puterea, dar și obiceiurile. Da, pe de altă parte, cred că președintele Alin Tișe la declarația aceasta are perfectă dreptate. Era o situație destul de bine gândită în interiorul PNL, era o tabără care se interpunea, am putea spune, între partid, Palatul Victoria și președinte, că tocmai din cauza aceasta Ludovic Orban a și plecat de la președinția partidului, adică a fost acel congres și nu l-a câștigat, plus că a fost prezența președintelui Klaus Iohannis, care a înclinat balanța spre echipa câștigătoare și Florin Câțu. Câțu, pe de altă parte, era vizibil, să spun, limpede, clar că va fi un președinte interimar, se observase de atunci, era echipa câștigătoare, acum echipa câștigătoare este recâștigătoare, am putea spune cu varianta cu două mâini, că n-aveau decât două, că dacă ar fi avut mai multe, l-ar fi votat mai multe, cu mai multe pe Florin Câțu, o aripă importantă a PNL, l-a prezentat ca pe omul care nu ne lasă copiii să fugă din țară, să plece din țară. Și că nu va face niciodată o guvernare cu PSD. Și asta e, da, o altă... Asta era o altă discuție, dacă nu-mi aminte ceea ce a afirmat. Sigur că Câțu, din păcate, Câțu cred că știa care era situația, Câțu și-a luat prea în serios atribuția de președinte de partid. Luându-și atribuția aceasta de președinte de partid, au fost și anumite scurcircuitări pe care... Adică el n-a fost pus acolo chiar să conducă partidul și nu și-a dat seama, nu? Păi cam așa se pare. Asta, cam aici se vede. Asta e soluția. Adică dacă stăm să ne uităm la cele 6 luni de zile sau cât a avut ca și președinte de partid, se pare că aici asta este soluția. Pe de altă parte, dacă ei să ne uităm, au fost și niște mici scurcircuitări pe care le vedem. Organizațiile puternice din țară au vrut să-și impună miniștrii, secretari de stat, șefi în Consiliul de Administrație și n-au putut. Florin Câțu nu și-a dorit. Dacă ei să ne uităm, și-a pus apropiații în funcție, Vâlceanu, secretar general, ministru și mulți alții. Adică au apărut numiri în funcții cheie, oameni care am putea să spunem nu au fost profesioniști. Pe de altă parte, rezultatele în sondaje ale Partidului Național Liberal nu sunt cele pe care le aștepta conducerea. Dar e o perioadă în care, e adevărat, în sondaje
în afară de PSD, toate partidele scad. Asta spun. Adică într-o concurență directă cu PSD-ul, dacă mâine ar avea loc alegeri, PNL-ul este total în afara guvernării. Nu cum au acum premier și ministere. Deci situația nu este una plăcută pentru Partidul Național Liberal. Tocmai de aceea cred că o întrebare. De ce trebuie președintele PNL să fie la braț cu președintele țării neapărat? Adică nu înțeleg. De ce ar trebui să fie neapărat în grațiile lui Klaus Iohannis, oricine ar fi președintele partidului? Nu, nu, neapărat n-ar trebui să fie, dar din păcate... Asta Ați spus și noastră că Orban se opunea între partid și Iohannis. Așa este, dacă e să ne uităm acum la aceste alegeri care urmează la congresul de săptămâna aceasta, dacă e să ne uităm, nu vom vedea, președintele nu vedem să se implice, stă ușor detașat. Sigur că pe surse și pe discuții apare problematica că este o apropiere între președinte și premier. Pe de altă parte, traversăm și o situație de criză la nivel internațional. Dacă se uităm, avem un război în imediată apropiere a României, lucrurile nu stau chiar așa de bine. Da, acum, e o discuție foarte interesantă asta. Cu ocazia pandemiei trebuia să ne punem un premier care să fie medic și acum că e război să ne punem un premier care este de meserie militar. Da, ce mai facem? Dacă, nu știu, vine o furtună, ne punem un meteorolog, sau ce facem? Nu este așa, sigur, dar pe de altă parte, dacă e să ne uităm, din ceea ce observăm, generalul Câțu, actualul premier, cred că oferă o credibilitate pe plan extern, din acest punct de vedere, în cadrul alianței. Fac o afirmație. Premierul actual al României este cel mai invizibil pe care l-a avut România în 32 de ani. Am dreptate? Nu este politician, pe de altă parte. Aveți perfectă dreptate. El nu este politician de profesie, este general de armată, este un om care respectă ordine, dă ordine, deci care a activat toată viața într-o structură clară, cu niște obiceiuri clare. Nu este politician, pe de altă parte putem să presupunem, Câțu nu va fi niciodată, domnul Ciucă nu va fi niciodată prizonierul unor anumite grupări din Partidul Național Liberal, pentru că și aici sunt grupări. Este gruparea PDL-ului, gruparea liberală, cea mai rămas din ea, dacă e să ne uităm, pentru că vedem că liberali vechi nu prea mai vedem la conducerea Partidului Național Liberal. S-au mutat la Forța Dreptei sau în altă parte, sau au fost eliminați, ca să o spunem și pe aia dreaptă. Pe de altă parte, fiind un om mai independent, venind proaspăt în partid, pentru că vedem, a primit derogare pentru a candida la conducerea Partidului Național Liberal. Nu poate să fie prizonierul anumitor găși din partid care să-și impună punctul de vedere. Dar aici, comparând cu Câțu, Ciucă chiar va conduce partidul? Că am văzut că lui Câțu nu asta era menirea. Sigur că echipa recâștigătoare, ca să o putem denumi așa, recâștigătoare care stă în spatele demiterii lui Câțu și aducerii domnului Câțu, va încerca să-și impună diferiți oameni. Să-și impună diferiți oameni în ministerieche, pentru că urmează o reevaluare a miniștrilor din cadrul coaliției. Urmează o reevaluare a secretarilor de stat. De exemplu, organizația PNL Cluj sigur că speră să aibă ori un ministru, ori mai mult secretar de stat la București. În momentul acesta, dacă ei să ne uităm, organizația PNL Cluj nu prea are oameni. Organizația PNL Bihor, condusă de Ilie Bolojan, care au avut rezultate, nu au oameni în structurile centrale și în structurile de decizie ale guvernului. Am spus la început că pe Florin Câțu nu o să-l țină minte istoria prea mult, pe Nicolae Ciucă o să-l țină minte? Rămâne de văzut. Depinde de contextul acesta. Sigur că în istoria partidului vor rămâne amândoi, dar pe de altă parte depinde cum rămâi. Da, am vorbit despre alegerile din septembrie, am vorbit despre vechii liberale, am vorbit despre susținătorii lui Orban care au plecat la Forța Dreptei, am vorbit despre multe lucruri în care îl regăsim pe următorul nostru invitat, domnul Adrian Oros, fost ministru al Agriculturii, ultimul ministru dat de PNL până în prezent. Vă salut, domnule Oros. Bună ziua, vă salut și eu și pe cei care ne privesc. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa la emisiune și vreau să comentăm împreună ceea ce se întâmplă în PNL în acest moment. Ați văzut, dumneavoastră știu, ați și recunoscut public, v-ați și dat demisia după alegerile din septembrie pentru că l-a susținut pe Ludovic Orban. Iată că cel care l-a înlocuit pe Ludovic Orban a dansat doar o iarnă, ca să parafrazăm un film. Domnul Florin Câțu, gata, și-a dat demisia, și-a făcut partea sa de rol, să zicem, pe scena politică, iar acum predă ștafeta. Mai mult sau mai puțin voit? Cum vi se pare? Da, din nefericire, asistăm la episodul 2.
din acest film de prost gust care se numește Distrugerea PNL și Compromiterea Dreptei în România. Episodul 1 l-a avut ca actor principal pe domnul Câțu, care a fost doar o păpușă utilizată în septembrie 2021, unde oamenilor i s-a spus că premierul trebuie să fie președintele partidului. Sigur că el a pierdut și a pierdut fotoliul de premier imediat, a distrus și coaliția de guvernare și a adus Partidul Național Liberal la brelocul PSD. Astăzi, toată lumea care privește spre guvern vede doar PSD. PNL nu se mai vede deloc. Oricum, preocupările actualului guvern nu sunt legate decât de procentele fiecăruia, de cum reușesc să-și ia fața unul la altul și mai puțin de ceea ce ar trebui să facă în această perioadă, într-adevăr, dificilă și o perioadă mai deosebită. Acum asistăm la episodul 2, unde actualul premier va fi tot așa, pe post de păpușă, pus acolo să conducă Partidul Național Liberal. Pentru că Partidul Național Liberal în septembrie a fost preluat ostil într-o orchestrație murdară de către Cotroceni și de către servicii. Asta, da, asta vreau să vă întreb, domnule Oros. Îmi cer scuze. Pe Ludovic Orban nu l-a plăcut Klaus Iohannis. Pe Câțu, așa și așa. Acum cu domnul Ciucă este perfect mulțumit? Nu știu cum gândește acum președintele. Știu că acum dorește ca premierul Ciucă să devină președintele Partidului Național Liberal și nici nu mai contează ce gândesc cei care conduc Partidul Național Liberal, așa numită echipă demolatoare, pentru că ceea ce au făcut ei în aceste 6 luni n-au făcut decât să transforme Partidul Național Liberal în exact opusul a ceea ce credea lumea că acest partid este. Dintr-un apărător al democrației, practic a ajuns un pericol la adresa democrației. Dintr-un campion al luptei contra stângii postcomuniste, PNL a ajuns să perpetueze la putere moștenitorii lui Iliescu. Dintr-un reprezentant al mediului privat, al profesorilor liberale, s-a transformat actualul PNL într-un partid clientelar. Dintr-un partid născut din societatea civilă, a devenit un partid controlat de sistem. Dintr-un brand de libertate de exprimare, s-a transformat într-un cor de lăudători care cântă fals pe o singură voce și un singur refren. Odă conducătorului iubit. Și sigur aș putea continua. Iar această justificare că premierul trebuie neapărat să fie președintele PNL poate duce în situația penibilă că anul viitor, în iunie 2023, când se va face rocada, să-l pune pe Ciolacu, nu? Să-l accepte ca șef pe noul premier, Marcel Ciolacu. Pe mine nu m-ar mira. Ciucă, candidat, Ciucă președinte al Partidului Național Liberal, este garanția că PNL va sta lipit ca timbru de hârtie alături de PSD și că încet, încet, acest PNL care avea ștaif și care era cel mai onorabil partid din România se va transforma, sigur, într-o grupare unde trădarea, slugărnicia, lașitatea și impostura sunt la putere. De aceea noi am plecat din PNL, am plecat de rușine din PNL, n-am plecat, a fost greu să plecăm din acest partid vechi și onorabil, cel mai vechi partid din Uniunea Europeană, dar astăzi PNL nu mai are nimic cu spiritul Partidul Național Liberal de la înființare și iată până în zilele noastre. Da, putem spune că PNL se pregătește să aibă o conducere militarizată? Sigur că avem contextul ăsta cu războiul din Ucraina, dar războiul ăsta este lângă granița României, dar este și lângă granița Poloniei, de exemplu, și ei n-au premier general. Sigur, asta este o motivație destul de infantilă pe care am văzut că foarte mulți formatori de opinie încearcă să o propage, că de fapt președintele Iohannis ar fi știut că vine războiul din Golf și atunci ar avea nevoie de războiul din Ucraina, mă scuzați, și ar fi avut nevoie de o majoritate mult mai stabilă și de un premier care să fie militar. Nu cred că asta este lucrul, asta este problema. Cred că dorește ca să aibă liniște. Domnul Câțu, totuși, deși total incapabil să o conducă un partid complex cum este PNL-ul, pregătirea lui de bază totuși îl făcea ca să mai mârie timid către miniștrii PSD, care veneau cu măsuri care nu au nicio legătură cu realitatea. Sunt convins că noul președinte al PNL va conviețui foarte bine cu Partidul Social Democrat și că va fi o liniște, sigur, liniște care
ar trebui în mod normal să aducă oarecare siguranță și bunăstare. Din nefericire, da, nu va fi așa. Domnule Oreș, credeți că acest mariaj, să-i spunem, între PNL și PSD va ține dincolo de ce spuneau comentatorii la un moment dat, că va ține până cu un an înainte de alegeri? Adică eu mă bazez când spun asta pe faptul că nimeni nu vrea să conviețuiască cu USR, de exemplu. Și dacă PSD nu face peste 50%, atunci practic este condamnată să continue acest mariaj cu PNL. Acum depinde ce va mai rămâne din PNL, pentru că știm cu toții, dacă ne uităm în urmă, în ultimii 30 de ani, votanții Partidului Social Democrat sunt aceiași ca și număr. Ponderea diferă în funcție de prezența la vot. Iar acești votanți ai Partidului Social Democrat nu sunt influențați atunci când votează de ceea ce face Partidul Social Democrat la guvernare. Deci Partidul Social Democrat poate face orice, va avea același număr de voturi. În schimb, Partidul Național Liberal, votanții Partidului Național Liberal și în general votanții de dreapta sunt niște votanți foarte speciali. Ei sunt niște oameni care se investesc atunci când te votează, investesc multă încredere, nu uită promisiunile pe care le-ai făcut și care te părăsesc foarte repede. Acum, Partidul Național Liberal a rămas cu foarte puțină susținere în societate, pentru că toți votanții anti-PSD și toți votanții Partidul Național Liberal clasic, tradițional, au plecat de mult de lângă PNL. Nu știu ce va mai însemna PNL în 2024, în anul alegerilor. Ei se vor acăța de PSD. Am înțeles că negociază ca să comaseze alegerile, să facă liste comune, sperând ca unii din șefii Partidului Național Liberal să se salveze pe liste comune. Chiar mă uitam zilele trecute, în actualul Birou Național de Conducere sunt doar 8 membri ai Partidului Național Liberal. Până la 51 sunt oaste de strânsură. O parte din PDL, dar cea mai mare parte veniți pe diverse căi, mai mult sau mai puțin dubioase, în conducerea Partidului Național Liberal. Ei n-au nicio preocupare legată de viitorul acestui partid onorabil și istoric. Preocuparea lor principală este să rămână cât mai mult la guvernare și să-și rezolve probleme personale sau ale grupurilor mici de interese care îi înconjoară. Domnule Oreș, credeți că acest congres de duminică îl va propulsa pe domnul premier Ciucă în poziția de cel mai prezidențiabil liberal? Oare m-ați auzit? Da. Da, s-a auzit destul de rău, dar am înțeles întrebarea. Va fi foarte greu să fie lansat domnul Ciucă ca un lider liberal. El este, atât când l-am cunoscut, o persoană onorabilă. Nu am ce să-i reproșez în relațiile personale, cât am lucrat în guvern cu domnia sa, dar nu cunoaște partidul. Nu are nicio legătură cu organizațiile, nici măcar cu liderii locali. Va fi înconjurat probabil de câțiva păpușari care n-au nicio legătură cu Partidul Național Liberal, iar ordinele sigur le va primi de la Cotroceni, pentru că domnia sa a fost o viață întreagă militar, iar militarii execută ordine și dau ordine. Or, într-un partid, mai ales într-un partid democratic, este nevoie de multă dezbatere, de a lua decizii după ce vorbești cu foarte mulți colegi de-ai tăi. Iar apoi urmează niște ani de alegeri în care ai nevoie de fiecare membru al Partidului Național Liberal. Nu cred că domnul general Ciucă va reuși să țină alături adevărații liberali pe lângă domnia sa. Acum se vor înghesui foarte mulți oportuniști care n-au nimic de a face cu liberalismul, cu siguranță. Mai ales în această perioadă când domnia sa este premier și are o anumită poziție informală importantă. Dar îl vor abandona la prima bătaie de vânt. O ultimă întrebare, că nu pot să nu vă adresez, doar să precizez că nu mai are legătură cu cu subiectul de până acum. Cum vedeți că se întâmplă lucrurile în agricultură? Că a fost ministru al agriculturii, acum este domnul Chesnoiu acolo. Ați părăsit anul trecut ministerul. Cum vi se pare că merg lucrurile în agricultură? Eu știu doar că
Am finalizat anul trecut programul național strategic pentru următoarea perioadă 2023-2027. Pentru perioada de tranziție 2021-2022 am lansat toate măsurile în valoare de 6,2 miliarde de euro. Știu că, deși erau negociate cu liderii europeni, deși erau negociate la Comisie, dar și cu asociațiile, marile asociații în agricultură, a făcut câteva modificări în care a dezavantajat profund fermele mici, fermele de familie, care sunt cele mai numeroase, pentru că asta l-a obligat cei care l-au pus, gruparea Stănescu, care face agricultură pe suprafețe de mii de hectare în sudul țării, a trimis propunerea modificată față de ceea ce lucrasem eu la minister, în 2-3 luni de zile am modificat în unele locuri. Dar semnalele mele de la Comisie sunt că nu va fi acceptată acest program național strategic, pentru că el trebuie să se plieze pe nevoile și pe prioritățile agriculturii românești. Noi în 2020 și 2021 am făcut o analiză a nevoilor și o analiză SWOT și am trimis la Bruxelles exact care sunt nevoile și prioritățile agriculturii românești. Ori acest program național strategic trebuia să se plieze exact pe acele nevoi și pe acele priorități. Sigur, respectând niște norme privind alocările de sume. Semnalele mele sunt că programul va fi respins, va trebui refăcut, pentru că el trebuie finalizat până în vară, în așa fel încât cele două agenții de plăți, APIA și APIR-ul, să reușească să-și facă bazele de date și platformele pe care vor lucra, iar de la 1 ianuarie 2023 să înceapă efectiv plățile. În rest, sigur, s-au preluat lucrurile care sunt în curs. Să dea Dumnezeu să fie ploaie suficientă ca fermierii să nu mai aibă probleme cu seceta. Nu știu care va fi impactul asupra fermierilor, deși este destul de mare criza aceasta energetică și criza prețurilor. Creșterea explozivă a prețurilor pentru pesticide, pentru semințe, i-a făcut pe mulți fermieri să nu facă chiar toate lucrările care ar trebui să le facă, pentru că nu își permit să facă aceste lucrări. În schimb, și prețurile vor fi ridicate la produse, chiar dacă producțiile vor fi bune. Din nefericire, s-ar putea ca această criză, care, sigur, nu putem controla noi de la nivelul național, să afecteze atât fermierii, deci producătorii, dar și, prin prețurile mari, și consumatorii. De fapt, în fiecare zi, văd cel puțin în media că prețurile sunt foarte mari la alimente și cresc. De asemenea, se declanșează și crize. Multe dintre ele sunt convins că sunt și crize artificiale create de oameni sau de companii mari care pot să facă stocuri și pot să joace, zic așa, la bursă, astfel încât să perturbe piața agroalimentară, care este cea mai sensibilă. Domnule senator, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. A fost alături de noi senatorul independent Adrian Oros, fost ministru al agriculturii, acum component al partidului Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban, fostul premier, fostul președinte al PNL. Caustic, domnul Oros, foarte dur așa în discurs. Este absolut normal. Este echipa care a plecat din Partidul Național Liberal, care a pierdut alegerile. Deși, pe de altă parte, am putea spune că Ludovic Orban, până în septembrie, era un om destul de bine respectat în cadrul Partidului Național Liberal. Au plecat era vicepreședinte. Era și vicepreședinte la nivel național. Da, dar eu mă refeream și la domnul Orban aici. Mă refer că era destul de respectat ca și președinte al Partidului Național, în cadrul Partidului Național Liberal, până la congresul cu domnul Câțu. Pe de altă parte, este gruparea care a plecat. E absolut normal, se află în opoziție, e normal să critique guvernul. Are vreo șansă Forța Dreptei în acest moment? Știe lumea de pe stradă ce e FC? FD, pardon. La momentul acesta, nu. Cu siguranță, până la alegerile următoare, au timp să-și facă un branding, să spunem așa. Are Ludovic Orban și în afara partidului? Pentru că noi știam că în PNL, Ludovic Orban era foarte bine conectat cu toate organizațiile, știa pe nume pe toți primarii, le știa toate problemele. Asta era valoarea pe care o avea Orban. Dar bătea, să zicem, personalitatea lui Orban și în afara partidului, acum că are nevoie, nu-i așa, de priză la public. Nu mai e brandul PNL. Sigur că cea mai cunoscută persoană din Forța Dreaptă este Ludovic Orban. Pe de altă parte, Partidul Național Liberal, dacă va guverna în continuare așa cum au făcut-o în acești 2 ani de zile, cu siguranță în 2023, la sfârșitul anului 2023, vom avea o implozie majoră, adică și scăderea în sondaje și
faptul că nu guvernează, faptul că a fost pandemia. Spunea Crin Antonescu că își dă demisia și și-a dat-o până la urmă dacă partidul nu face 20%. Nicolae Ciucă, nu cred că va face 20%. Nici eu nu cred că va face în situația dată, dacă partidul va merge exact la fel. N-au fost măsuri economice pentru pandemie. Măsuri în situația asta de război, vedem că ușor am șovăit parcă. Deci măsurile sociale și pe care populația le așteaptă, măsuri economice, vedem că prețurile cresc în diferite stadii. Zicea și domnul Oros despre crizele multiple, exact, care ne pândesc. Nu vedem soluții clare. PSD-ul stă foarte bine la guvernare, călduț, acolo separat în colț, crește foarte bine în sondaje, toată lumea identifică guvernul cu Partidul Național Liberal. Deci PSD-ul la guvernare, dar se comportă ca și cum ar fi în opoziție? Sau cum? Nu neapărat, dar stă așa, putem spune, ușor pitit. Dacă stăm să ne uităm, vine cu măsuri și populiste. Și sancționează, este domnul Ciolacu și mai sancționează câte exact, o greșeală a guvernului, exact. A miniștrilor PNL. Da, și noi ne dorim o chestiune pentru populație, dar de fapt noi o propunem în cadrul coaliției, dar nu-și dorește coaliția. Și lumea identifică, din păcate, această coaliție cu Partidul Național Liberal. Cine va deconta această guvernare va fi Partidul Național Liberal, domnul Ciucă, dacă va fi președintele Partidului Național Liberal. Vedeți că în 2023 domnul Ciolacu deja revendică poziția de premier, pentru că așa a fost înțelegerea. Timpul este foarte scurt. Dacă stăm să ne uităm la ultimele alegeri, am observat că în ultimul an de obicei guvernul cădea și venea un partid sau era guvern de tranziție, am putea spune, pentru a pregăti să câștige alegerile. Deci lucrul acesta nu influențează cu absolut nimic. Lumea în 2020, când au fost alegeri, a votat, a fost un vot împotriva partidului, împotriva PSD-ului pe de o parte. Și acum PSD-ul este adus la guvernare. Sigur că situația nu este nu așa vor uita cum ne-am dorit. PNL. Păi de altă parte, toată lumea a fost discuții de genul că actuala coaliție s-a născut că știam că vine războiul. Fals. Se pregătea suspendarea președintelui Klaus Iohannis, ca să o spunem pe aia dreaptă. Deci asta a fost discuția. Și atunci PSD-ul a fost adus la guvernare tocmai pentru a stopa această mișcare. Îl avem la telefon sau prin Zoom, o să-mi spună colegii exact, pe senatorul PSD Călin Mătieș, prin Skype este, da? De la PSD Alba. Vă salut, domnule Mătieș. Mulțumesc că ați acceptat să reveniți în emisiunea noastră. Bună seara, mulțumesc din suflet de invitație. Îmi cer scuze, eu sunt la Roșia Poieni împreună cu ministrul Florin Spătaru, de aceea imaginea nu-i foarte bună. Sunt în vârful muntelui, dar E bine că ne auzim și ne vedem, chiar dacă dumneavoastră sunteți în mașină. Ultima dată când ați intrat la noi erați în costum popular. Vă acceptăm. Și acum. Domnule Mătieș, cum vi se par bâlbâielile astea? Deci, practic, PSD este singurul partid constant în acest moment. Cum să-i spunem? În USR am avut un președinte sezonier. Domnul Cioloș a stat din octombrie sau când a fost el numit, până în februarie. Apoi, în PNL, alt președinte sezonier, ales în septembrie, demis în aprilie. În AUR nici n-are rost să mai discutăm, că acolo e permanentă vânzoleală. Cum vi se par aceste evoluții politice? Dacă ne aducem de aminte în toate discuțiile din noiembrie, când spuneam că PSD-ul intră la guvernare, România avea 5 crize. Avea o criză pandemică, o criză economică, avea o criză a energiei, avea, nu știu, parcă mai era o criză guvernamentală. Și iar atunci PSD-ul era singura soluție ca țara să nu intre în colaps, ca România să nu intre în colaps. Nu era nicio, ceea ce a spus colegul dumneavoastră de platou, n-am reținut numele că am intrat mai târziu, dar nu exista niciun aranjament pentru demiterea domnului președinte Iohannis. Era doar că PSD-ul, chiar dacă va scădea în sondaje, chiar dacă PSD-ul va plăti o poliță în fața electoratului, în fața poporului, dar am hotărât să intrăm în această coaliție pentru ca să scoatem țara din acele crize. Și ceea ce am reușit, mai mult sau mai puțin, cu siguranță mai sunt multe de făcut, PSD-ul și le-a asumat. Și am venit cu o măsură, dacă vă aduceți de aminte, în luna ianuarie, PSD-ul a mărit punctul de pensie, au mărit pensiile cu 10%, am avut a 13-a pensie, am mărit alocațiile. La fel, acum venim cu acele bonuri valorice, acele vouchere de 50 de lei la de 50 de euro la 2 luni, de 30 Mătieș, de euro pentru... Nu este nicio surpriză că PSD dă. Asta nu e o surpriză. Dă pensii, dă salarii, dă. PSD-ul a fost de stânga și a fost pentru oameni
și pentru ajutorul oamenilor. Deci ăsta e motivul pentru care ziceți că în sondaje, și asta este o chestiune care se poate observa, în afară de PSD, niciun partid nu crește. Toate scad. Păi, uitați-vă ceea ce comunică PSD-ul și măsurile PSD-ului. Acum, mai nou, dacă ați văzut, președintele Ciolacu a ieșit cu un mesaj, se dau 10% din facturile care producătorul agricol le dă unor procesatori. Deci să vină din nou ca producția românească, agricolă, să rămână în țară și să nu mai plece în afara țării. Deci există tot felul de măsuri, la fel pentru Anghesalini, să alocă, nu pentru Anghesalini, pentru finalizarea acelor investiții locale, poduri, drumuri, canalizări, aducerea gazului în localitate, să mai dau 40 de miliarde. Deci lucrurile acestea, pentru că s-au scumpit prețurile la materiale și avem blocate tot felul de investiții în diferite zone ale țării. Deci lucrurile încep să se miște. Suntem doar de 3 luni la guvernare, de aceea încercăm să facem față acestei crize împreună cu colegii de coaliție, cu PNL-ul. Preluați funcția de premier anul viitor? Nu dumneavoastră personal, sigur, mă refer la PSD. Da, am văzut. Da, în 2023 ar trebui președintele Marcel Ciolacu, așa a fost protocolul de intrare în alianță, președintele Marcel Ciolacu să preie funcția de premier al României. Deci așa rămâne, Marcel Ciolacu este, da, propunerea de premier. Că mai era și Rafila la un moment dat, știți povestea. Nu, asta este momentul acesta, dar se pot schimba pentru că Partidul Social Democrat este un partid flexibil și în momentul în care avem nevoie, ați văzut, în perioada pandemică am scos ca vârf de lance și oameni de decizie în partid, medici, specialiști în boli de transmisibile, la fel, în funcție de necesitățile României, vom scoate specialiști. Și aceea poate să fie un alt premier, dar în momentul acesta este președintele Marcel Ciolacu. Vreo șansă ca domnul Ciolacu să candideze și la prezidențiale în 2024? În ultimele declarații al președintelui Marcel Ciolacu am văzut că dacă 20 de ani a funcționat și PSD-ul aducând din cadrul partidului un președinte și n-a funcționat așa, n-am câștigat președintele, s-ar putea ca varianta să fie un specialist adus din afara partidului. Încă analizăm, domnule, nu există nimic a discutat. Da. Mihaela, dragostea mea, nu? Asta e... Nu neapărat, nu știu. Încă nu au fost discuții aprofundate în acest sens. De aceea încă se discută în cadrul partidului să avem cea mai bună soluție. Ne dorim cea mai bună soluție și ne dorim să câștigăm alegerile prezidențiale. PSD-ul își dorește foarte mult să câștige alegerile prezidențiale. Că nu i s-a întâmplat decât domnului Iliescu. Mulțumesc foarte mult, domnule senator Mătieș. Cu drag, eu vă doresc succes în vizita pe care o aveți acolo în Roșia Poieni. Vă mulțumesc din suflet. Da, senatorul Călin Gheorghe Mătieș de la PSD a fost alături de noi. Asta ca să acoperim un spectru politic cât mai larg. Până la urmă, PSD este la brațetă cu PNL, acolo la guvernare și cu UDMR. În altă emisiune vom avea și de la UDMR. Deci, domnul Mircea Joană se pregătește să devină candidatul... Este o situație analizată, cred că și în cadrul toată lumea PSD. Vorbește despre cu atât Mircea mai Joană, mult candidat pe fondul războiului se prelungește mandatul atât secretarului general NATO, cât și secretarul general adjunct, care este Mircea Joană. Un lucru care depinde și cât de mult va ține războiul din conflictul din Ucraina și războiul de acolo. Deci are toate șansele să devină un candidat prezidențiabil, domnul Joană. Domnule Horvat, n-am discutat, am lăsat la urmă ce mi se părea mai scandalos, faptul că noi vorbim despre Congresul PNL și despre alegerea în funcția de președinte a lui Nicolae Ciucă, dar domnul Ciucă are o problemă, are o pată destul de importantă pe CV, acea lucrare plagiată. Ce facem cu asta? Vedeți că domnul Ponta a avut aceeași problemă și ne-a lăsat în pace. Acum domnul Ciucă refuză să ne lase în pace. Ce facem cu asta? Adică nu e suficient de grav ca să nu mai apară sus în politică? Sigur că este grav. Dacă situația este reală și se va dovedi în final că este o situație reală, este destul de grav. Practic, plagiatul este un furt intelectual, este un furt, am putea spune, în situația dată, un furt normal.
Lucrul acesta trebuie analizat, de Comisia ACNATCO, trebuie analizat de Ministerul Educației, de Universitate, o comisie universitară. Dar știm din ianuarie. Știm din ianuarie și iată că suntem la început de aprilie. Civilizată, și ce noi în continuare nu avem dovada alta decât cea a jurnalistei Emilia Șercan. Într-o țară civilizată, așa cum ne pretindem că suntem țară membra a Uniunii Europene, dar noi din păcate suntem la periferia Uniunii Europene, actualul premier Ciucă și-ar fi dat demisia, și-ar fi pus teza la dispoziție, sau măcar și-ar fi pus teza la dispoziție să poată fi analizată de persoanele abilitate pentru a stabili dacă într-adevăr există plagiat sau nu există plagiat acolo. Sigur că lucrurile se șovăiesc în situația dată, pe de altă parte, într-un fel putem spune justificat, într-un fel nejustificat, având în vedere criza care există la granița României, rămâne de văzut ce va fi. Am văzut și eu ce spunea jurnalista Emilia Șercan, dacă bine pronunț numele, faptul că au început să apară presiuni asupra dânsei, lucru care este anormal și este grav. Cred că doar s-au intensificat. Deci este destul de grav în situația dată. Trebuie o comisie care să ancheteze acest fapt. Am înțeles că s-a și făcut o comisie parlamentară în acest punct de vedere și într-o țară cum suntem noi, membra Uniunii Europene, cred că acest lucru ar trebui să înceteze. Bun, alături de noi se află prin telefon, de data aceasta sunt convins, da? Doamna Emilia Șercan, jurnalist, Press One, să rămână. Bună seara! Cum vi se pare situația aceasta în care se convoacă un congres PNL pentru ca Nicolae Ciucă să devină președintele partidului de guvernare, da? PNL, în condițiile în care dumneavoastră ați demonstrat destul de limpede, sau foarte limpede, dacă pot să spun așa, că dânsul a plagiat? Păi, asta ne arată că, de fapt, în România onoarea nu contează, nu contează integritatea. În politică vorbim foarte mult despre principii, vorbim despre etică. Știu că partidele politice au coduri de etică, au comisii de etică, dar toate lucrurile acestea sunt făcute ca să dea bine în ochii Occidentului, eventual în ochii electoratului român, dar nu sunt lucruri de substanță și nu sunt lucruri care într-adevăr se conteze în, în interiorul partidelor politice, în deciziile pe care partidele politice le iau, ci contează foarte mult dorința personală a unor oameni de a-și vedea aleșii sau, cei pe care ei consideră probabil urmașii lor politici în funcție. Da, nu doar că nu se retrage, dar este pus pe o traiectorie care îl poate duce, la alegerile prezidențiale din 2024, de exemplu. Da, eu am scris undeva la mijlocul lunii, de fapt în a doua parte a lunii februarie, atunci când am scris despre manevrele, chiar așa le-am numit, manevrele juridice făcute de premierul Ciucă pentru a bloca analiza tezei de doctorat, atunci am scris despre faptul că domnul Nicolae Ciucă este considerat de președintele Klaus Iohannis, este dorit de fapt de președintele Klaus Iohannis ca urmașul său la funcția de președinte al României. Și ca să vedem la foarte puțin timp după ce eu am scris lucrul acesta, cred că nu știu dacă i-a fost chiar o premieră în România, poate au mai scris și alți colegi jurnaliști anterior. Dar oricum, după ce am scris lucrul acesta, se întâmplă acea mișcare foarte rapidă în interiorul Partidului Național Liberal, cu îndepărtarea lui Florin Câțu de la președinție și de la președinția partidului și cu această rotație, să zic așa, premierul Nicolae Ciucă venit, intrat foarte de curând în partid. Este, nu știu dacă are... O jumătate de an doar, membru al PNL. E cu derogare. Da, e președinte, devine președinte cu derogare. Da, deja devine președinte al partidului. Este clar că el, de fapt, este pus acolo pentru a căpăta notorietate, pentru a face, pentru a se lucra la imaginea sa publică și probabil o să-l vedem în 2024. Ce fac în acest timp organismele statului care ar trebui să verifice lucrarea domnului Ciucă? Nu au ce să facă. Cum spuneam, lucrarea domnului Ciucă este blocată în momentul de față
de justiția română și este blocat prin două, este blocat atât pe, pe să spun așa, pe procedură administrativă, procedură de contencios administrativ, unde premierul Ciucă s-a dus în instanță la Curtea de Apel București și a cerut suspendarea înregistrării celor trei sesizări de plagiat care vizau teza domniei sale de doctorat. Dar mai există și o procedură penală care este inițiată la plângerea unei persoane, nu știm cine este persoana respectivă, care s-a dus la parchetul general, la secția referitoare la care se ocupă de infracțiunile care vizează proprietatea intelectuală și a depus o plângere, iar procurorii, în ciuda faptului că acea presupusă faptă de care este acuzat domnul Ciucă este prescrisă din anul 2008. Procurorii s-au dus totuși la s-au dus în primă fază la Universitatea Națională de Apărare, unde domnul Ciucă și-a luat teza de doctorat, mai apoi s-au dus și la PNAPU și au curățat toate documentele originale și copii, astfel încât să nu se poată face analiza tezei domniei sale. Inclusiv teza de doctorat în format, în format, scuze, original și apoi în format copie a fost ridicată din cele două locuri despre care am amintit mai devreme. Da, pe de altă parte, am citit în articolul dumneavoastră că poliția nu se grăbește să-și facă treaba. Dumneavoastră sunteți supusă unor presiuni, unor scurgeri chiar din partea poliției, dacă am înțeles corect. Mi se pare că, din punctul ăsta de vedere, suntem un stat bananier. Da, suntem un stat capturat, așa cum eu spun, de foarte mulți ani. Am folosit această sintagmă, care e o sintagmă care aparține unor specialiști ai băncii mondiale care au încercat să arate cum scapă de sub controlul autorităților statului și cum ele ajung în, sunt acapă, practic instituțiile statului și statul în sine ajunge să fie acaparat de diverse grupări de interese, de putere, de influență și așa mai departe. Deci, în momentul de față, da, cred că putem să vorbim despre un stat capturat de aceste forțe care încearcă cu tot, cum să spun eu, cu toate, prin toate mijloacele posibile, inclusiv recurzând la astfel de operațiuni de compromat, de intimidare, de denigrarea unui jurnalist, doar pentru ca acest jurnalist să nu-și facă treaba și să nu mai scrie despre plagiatul premierului sau despre plagiatele altor oameni politici. Și mai suntem încă ceva, și nu o spun eu, asta citesc din președintele Klaus Iohannis. Suntem un stat eșuat. Dacă instituțiile statului ajung să orchestreze astfel de operațiuni de compromitere, ulterior organizând operațiuni pentru mușamalizarea compromiterii, înseamnă că putem să îi dăm dreptate președintele Iohannis și să spunem că suntem un stat eșuat. Doamna Emilia Șercan, mulțumesc foarte mult și sper să nu vă lăsați afectată, influențată de toată această campanie împotriva dumneavoastră. E nevoie de oameni care să ne arate ce se întâmplă cu adevărat în România. Mulțumesc încă o dată, o seară bună vă doresc. Mulțumesc. Da, avem două minute pentru concluzii. Toată discuția astăzi despre, foarte puțin despre Elena Udrea, care a fost condamnată și care a fost găsită în Bulgaria. Foarte mult despre Florin Câțu și despre, mai ales despre Nicolae Ciucă, cel care urmează să devină președintele PNL, nu știm până când, poate până la alegerile din prezidențiale din 2024. Asta rămâne de văzut, într-adevăr, pentru câtă perioadă. Exact cum am mai spus, până la acest moment, Partidul Național Liberal decontează întreaga guvernare. Pe de altă parte, cum spunea și domnul deputat sau senator PSD, n-am văzut, sincer, de când a intrat PSD-ul la guvernare, să oprească această criză în care ne afundăm de la o zi la alta, o creștere a prețurilor la diferite produse de pe piață, deci n-am văzut minuni de când PSD-ul a intrat, dar mă rog, asta este o altă discuție. Pe de altă parte, este regretabil ceea ce se întâmplă și nu vedem faptul că teza domnului Ciucă nu este pusă pe masă și analizată într-un regim, să spunem, normal. Aici sunt instituțiile abilitate universitare. Se ascunde și după crize, după război, după toată situația asta, lumea nu e atentă și uite ce se întâmplă. Sigur, dar trebuie analizată și teza dânsului ca să se elucideze odată misterul, dacă a fost plagiat sau nu a fost plagiat.
Iar pe de altă parte, era și normal ca în toată această săptămână să se discute Partidul Național Liberal, având în vedere situația, pentru că dacă au avut un congres în plină pandemie, se pare că au un congres în plin război. Asta este situația. Da, vom urmări duminică ce se întâmplă la PNL. Ne amintim de congresul de anul trecut în care în pandemie se vota acolo fără mască și fără distanțare socială. Acum un alt congres va ieși, deja știm finalul, va ieși președinte Nicolae Ciucă. Leonard Horvat, invitatul meu de astăzi, analist politic, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Eu sunt Ionel Spuc, să aveți o seară perfectă în continuare, toate cele bune, la revedere!